Cea mai mare minciună pe care ne-o zicem pe parcursul zilei este că nu vreau să mănânc. Mănânc mai încolo, câte puțin. În principiu, omul nu mănâncă micul dejun sau la prânz bine. Și după aia sparge seara frigiderul, dar îl rupe. Și fără să ne dăm seama, intrăm în acest ciclu și câțiva ani noi ne tot zicem acest lucru. Până când urmează să punem pe noi grăsime la șolduri, în burtă, fund, picioare. Până când sănătatea noastră începe să fie cam șubredă. Și dacă ne întreabă unul, ce faci? Nu mănânci? Ba, mănânc, dar mai puțin, în principiu nu așa de mult ziua. Dar uităm să zicem că rupem frigiderul seara pentru că noi ne mințim pe noi că am intrat în tiparul acesta psihologic în care ne-am tot convins, nu, eu nu mănânc așa de mult ziua. Mai bine mâncați chiar și exagerat ziua și seara nu mâncați sau mâncați o cină foarte ușoară. Mâncați dimineața ouă, slănină, la locuri dacă vreți, nuci, fructe, la prânz iară ceva legume cu carne și seara aproape nimic sau de ce nu nimic și nu o să simțiți foamea. Pentru că aveți de unde da jos. Spor la sănătate! Dacă vrei mai multe informații despre sănătate, intră pe sorinsidiana.ro și poți downloada e-book-ul nostru ca să vezi probleme și soluții privind sănătatea.